Din cele mai vechi timpuri și în toate tradițiile lumii, cercul și sfera au simbolizat cerul, iar pătratul și extensia lui tridimensională, cubul, au simbolizat pământul. La întâlnirea cerului cu pământul se află poarta către lumea noastră. Filozofi, mistici și matematicieni au numit-o quadratura cercului. Icoana Sfintei Treimi, pictată de călugărul rus Andrei Rubliov pe la 1425, a fost considerată, încă de pe vremea aceea, ca fiind cea mai frumoasă, complexă și reprezentativă icoană ortodoxă. Devenită imediat canon de reprezentare vizuală a Sfintei Treimi, dar și etalon al calității estetice pentru toate categoriile de icoane, suprafața adâncită și pictată a Sfintei Treimi este determinată de una din variantele quadraturii cercului. Trecută în tridimensional, schema compozițională se transformă într-un cub intersectat cu o sferă. Cubul desfășurat în jurul sferei va descrie ceea ce, în simbolismul geometric, se numește crucea latină. Cele trei personaje angelice sunt riguros poziționate și echilibrate în funcție de schema geometrică compusă din 5 cercuri concentrice. Sceptrele din mâinile îngerilor determină virtual o problemă de loc geometric. În ipostaza finală, cercul de sus va fi tangent și egal cu unul dintre cercurile interne din structura armonică a icoanei. Cercul inferior va fi tangent la baza crucii latine și egal ca mărime cu cercul ce trece prin colțurile dreptunghiului icoanei. Respectând relația stabilită între sceptre și cercurile generate de acestea, putem identifica ipostaza originară a locului geometric. Folosind procedeul simbolic al coborârii cercurilor, cu o distanță egală cu raza fiecăruia, iese în evidență faptul că ipostaza reprezentată de Rubliov este una intermediară. Atât ipostaza originară, cât și cea finală a locului geometric sunt relaționate precis la geometria interioară a icoanei și vizează, foarte probabil, caracterul ciclic al scurgerii timpului. Proiectul Muzeului de Artă Bizantină Sfânta Treime a fost conceput ca o instalație, în sensul pe care acest termen îl ocupă în teritoriul artelor contemporane. Privit din exterior, ansamblul arhitectonic are aceleași proporții cu cele ale pereților interiori ai clădirii, respectiv ale unui cub desfășurat. La interior vom regăsi elementele de maximă realizare și puritate stilistică ale iconografiei bizantine și acestea sunt distribuite armonic pe suprafața structurii arhitectonice, izvorâtă din proiecția volumetrică a icoanei Sfintei Treimi. Nu există frumos fără măsură, spunea Platon, și la fel Aristotel, frumosul constă în măsură și ordine. Pentru Pitagora, totul e rânduit după număr. Structura matematică a universului, legile rapoartelor și ale proporțiilor, numărul de aur sau secțiunea de aur, nasc un sentiment de desăvârșire și de seninătate olimpiană. Măsura face frumos orice lucru, considera Isaac Sirul.
proporțiile și atitudinea corpurilor, expresiile aparent identice ale chipurilor și dominantele cromatice ale veșmintelor sunt stabilite canonic pe baza unui fascinant cod simbolic. În cele 12 registre pătrate, delimitate de crucile semicilindrice de pe pereții laterali, vor fi pictate scenele iconografice majore ale calendarului creștin. Peretele din dreapta, a cărui vitraliu verde este proiecția simbolică a Sfântului Duh, conține 6 replici identice ale icoanelor corespunzătoare momentelor majore ale vieții Maicii Domnului, ale acțiunii Sfântului Duh și ale constituirii Bisericii Creștine. Peretele din stânga, în mijlocul căruia se află vitraliul, a cărui dominantă este roșul, va conține 6 icoane care se află într-o directă determinare cu viața și acțiunile majore ale lui Iisus Hristos. Atât Sacra Conversazione a lui Piero de la Francesca, cât și Logodna Fecioarei a lui Rafael sunt articulate după aceeași armătură a dreptunghiului, pe care am pus-o în evidență în cazul analizei icoanei Sfintei Treimi, ceea ce determină să întărim afirmația că aceste noțiuni, care privesc proprietățile armonice ale unei dreptunghi, erau cunoscute atât în Occident cât și în Orient. Ele circulau sub forma unor manuscrise între atelierele maestrilor sau bibliotecile mănăstirilor. O situație evidentă este generată de suprapunerea structurilor geometrice ale icoanei Sfintei Treimi și ale bărbatului vitruvian al lui Leonardo da Vinci, al cărui schelet geometric este identic cu acela al icoanei Sfântului Chip, pictată cu câteva sute de ani înainte de un maestru anonim din Constantinopol. Icoana Maicii Domnului din Vladimir,
este unanim recunoscută ca fiind una dintre cele mai tulburătoare capodopere ale umanității. Structura sa geometrică se dezvoltă din seria de trei cercuri concentrice amplasate în jurul chipului Fecioarei. Cercul interior, a cărui prezență este marcată evident de stea, se dublează și oferă cercul în care este înscris capul Fecioarei. Iar cercul exterior, care marchează aureola, este exact de trei ori mai mare decât cercul interior. În coborâre cu câte o rază, cele trei cercuri vor dezvălui rostul și semnificația simbolică a fiecărui element al icoanei. Proiectul Muzeului de Artă Bizantină Sfânta Treime este rezultatul unui îndelungat proces de sinteză a elementelor matematice, artistice, teologice sau de altă natură, mecanism dezvoltat înăuntru teritoriului extrem de fascinant și complex al iconografiei bizantine. Realizarea lui efectivă la Iași ar putea fi un omagiu adus valorilor istorice, culturale și spirituale ale orașului celor șapte coline, în pragul sărbătoririi a 600 de ani de atestare documentară.